Termometrul cu mercur un obiect care poate aduce probleme legale pentru mulți români este un subiect în creștere în ultima perioadă. Deși aceste dispozitive sunt interzise în România, numeroși oameni le mai au prin casă, adesea moștenite de la familie. Ceea ce mulți nu știu este că deținerea unui termometru cu mercur poate duce chiar la închisoare. Un caz recent din Suceava a pus în lumină această problemă. Un bărbat din județul respectiv avea în casa sa două termometre cu mercur, pe care a încercat să le scape în mod legal. Cu toate acestea, demersurile lui au eșuat. Potrivit bărbatului, părinții se au cumpărat un termometru de uz medical în anii 50. În urmă cu câțiva ani, acesta a fost scos din uz din cauza unei spărturi la partea din spate a termometrului. Există riscul spargerii capilarei și contaminarea casei. Pe lângă aceasta, bărbatul mai avea un termometru rusesc, non-medical la o centrală termică care s-a spart parțial. A încercat să găsească soluții pentru a scăpa de acestea, dar a întâmpinat dificultăți majore. Bărbatul a contactat mai multe instituții, începând de la Agenția Națională pentru Protecția Mediului până la Inspectoratul pentru Situații de Urgență și Farmacii. Niciuna dintre acestea nu au putut oferi o soluție viabilă. Agenția Națională pentru Protecția Mediului i-a sugerat să caute un operator de salubritate. ISO a declarat că nu poate interveni decât în cazul unei amenințări imediate, iar farmaciile nu au putut oferi informații relevante. Potrivit comisarului șef Gabriel Gheorghe Panțiru, șeful serviciului arme exploziv și substanțe periculoase, deținerea unui termometru cu mercur este considerată infracțiune începând cu anul 2014, conform articolului 359 din codul penal. Persoanele depistate că dețin sau transportă mercur li se deschide dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deținere și trafic de produse sau substanțe toxice. Pedapsa prevăzută pentru a această infracțiune este între 2 și 7 ani de închisoare. Este important ca toți românii să fie conștienți de pericolul pe care îl reprezintă deținerea unui termometru cu mercur în locuință. Aceste dispozitive pot fi extrem de nocive pentru sănătate și pot pune în pericol întreaga familie. În plus, riscul de a intra în conflict cu legea și de a suporta consecințele legale poate fi evitat prin renunțarea la astfel de obiecte și pretarea lor autorităților competente pentru eliminare în condiții de siguranță. Cu toate acestea, este important ca autoritățile să ofere soluții viabile pentru a scăpa legal de termometrele cu mercur. În concluzie, deținerea unui termometru cu mercur în România poate duce la probleme legale grave, iar mulți români nu sunt conștienți de acest lucru. Este esențial ca autoritățile să ofere soluții și să implementeze măsuri eficiente pentru a preveni astfel de situații. În același timp, este responsabilitatea fiecăruia dintre noi să fim informați și să acționăm în conformitate cu legislația în vigoare, pentru a ne proteja sănătatea și pentru a evita consecințele juridice negative. Relatează surse bune.